Bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre întâmplări paranormale, dar nu vă voi povesti ce mi s-a mai întâmplat paranormal, ci o să explic de ce au dispărut întâmplările paranormale, de ce n-am mai postat subiectul ăsta și ce s-a întâmplat de fapt. Ok, sunt foarte multe de spus, nu-mi place deloc subiectul, o să încerc să povestesc cât de repede pot, pentru că, bă, deci nu știu, am așa, e un feeling în casă atât de nașpa când vorbesc despre întâmplările astea sau chestii paranormale, așa că nu vreau să stau mult în starea asta. Apropo, m-am tuns și m-am vopsit. Sunt foarte mov în cap, spre roșcat, nu știu de ce pe cameră nu se vede. Da, stați puțin să fac o rotație. Acum, poate se vede? Nu? Ok, lăsăm așa, nu contează. Haideți să bem o gură de apă, pregătiți-vă pentru că vine ceva interesant. Unde au dispărut întâmplările paranormale? Ce s-a întâmplat de fapt? De ce n-am mai povestit despre ele și de ce v-am lăsat cu ochii în soare, ca să zic așa? Dacă mă urmărești de foarte mult timp, posibil să știi acel videoclip cu acele mănuțe de pe geam. Au fost niște mâini pe geam. Oh my god. E un feeling atât de nașpa să vorbesc despre chestia asta. Ok. Ai observat că probabil după 3 zile după ce am postat acel videoclip, a fost un short, l-am șters. Și toată lumea m-a întrebat de ce am șters acel videoclip, ce s-a întâmplat și am spus că nu mă simt ok să vorbesc despre asta acum. Când mă voi muta din apartament, voi povesti. Și uitați-mă în momentul de față, într-un alt apartament în care o să vă povestesc tot ce s-a întâmplat, relativ tot ce s-a întâmplat, pentru că nu o să vă povestesc ce s-a întâmplat, vă povestesc doar de ce au dispărut acele întâmplări și ce s-a întâmplat. Dacă nu știi povestea, o să ți-o zic foarte pe scurt, nu o să intru foarte mult în detalii, stai să verific dacă am microfonul pornit. Ok, mereu mi-e frică să fie stins și să vorbesc singură. Pentru cei care nu știu povestea, o să povestesc puțin pe scurt înainte, chiar dacă nu-mi doresc să fac asta deloc, pentru că automat când povestesc, trăiesc, retrăiesc toate sentimentele pe care le-am avut atunci. Cine mă știe, știe că am trăit foarte multe întâmplări paranormale și că oarecum eu l-am atras în viața mea. Acum câteva luni au apărut niște mâini de bebeluș, pot să zic de copil foarte mic, pe geamul nostru de la balcon. Foarte ciudat că am măsurat cu mâna mea. E ok, știu că am mână de bebeluș. Nu, n-au fost mâinile mele. După ce am analizat mai bine acele mâini, ne-am dat seama că ele sunt în formă de cruce, ca să zic așa. Nu mai țin minte exact dacă erau într-o cruce întoarsă sau o cruce normală. Doar știu că erau poziționate cumva de genul și nu știu forma cum ar veni o cruce în capul meu. Nu știu dacă era cruce, cel puțin în viziunea mea era o cruce oarecum. Nu știu, ciudat. Am vorbit cu voi atunci, v-am făcut acel videoclip în care v-am spus ce se întâmplă, că ceva, că numerolog, v-am spus eu mai multe lucruri și apoi am primit un mesaj de la cineva, nu pot să zic, că să șterg videoclipul pentru că acolo dau prea multe informații și pentru informațiile alea mulți oameni nu sunt pregătiți. Și eram acolo, hei, dar de ce? Gândiți-vă, devenisem virală, deci videoclipul ăla avea cele mai multe vizualizări, pentru că tot ce e paranormal vă strânește curiozitatea, după cum văd. Am avut 3 shorturi, n-am vrut să le șterg pe niciuna. Vă dați seama cât de mult am crescut prin acele shorturi și apoi, bam, să le șterg deodată. Dacă încă erau postate videoclipurile alea, ce bine era. Deci cred că eram virală, mă cunoștea toată România, fata cu întâmplări paranormale aia, psihopata aia, spirituală, știi? Vă dați seama că nu mi-a picat deloc bine să aud să șterg videoclipurile alea în care vorbesc despre fenomenul acela cu mâinile și despre numerolog și despre ce sfaturi am primit despre casă, să mă purific, să purific în jur, că ce e chestia aia de fapt, mă rog. N-am vrut să șterg videoclipul și am stat să mă gândesc să-l șterg, să nu-l șterg și eram ok, dă-le încolo de vizualizări, gen. Faza e reală, eu trebuie să șterg videoclipul ăsta, că altfel nu-mi scria omul ăla de prost, știi, să o șterg. Acele videoclipuri cu întâmplări paranormale spuneau prea multe, cum să zic, împărtășeam prea mult cu voi și chestia asta e o chestie personală de întâmplări paranormale, că tot ce experimentezi paranormal înseamnă că ești la un anumit nivel în care tu poți să vezi chestii, poți să vorbești cu chestii și unii oameni nu sunt pregătiți pentru chestia asta. Și nicio informație adevărată sau falsă, dacă ajunge la o persoană care nu e la nivelul acela, nu iese ok, nu, chiar nu știu să explic, mă scuzați, deci videoclipul ăsta cred că e jale. Mai iau o gură de apă că nu mai pot. Ok, toate bune și frumoase, am șters acel videoclip, acele videoclipuri că erau mai multe și totodată am mai postat câteva întâmplări paranormale legate de ce am auzit eu prin casă, de cum au reacționat pisoii mei la ceva din casă, la faptul cum am fugit din scară pe scări, nu știu dacă mai știți. Mă rog, sunt oricum pe short-ul toate videoclipurile alea, sunt pe canalul meu. De atunci am încercat să mă restrâng oarecum și orice s-ar fi întâmplat paranormal să nu vă spun detaliu cu detaliu sau chiar să nu vă spun deloc acea întâmplare, pentru că unii dintre voi, nu zic toți, nu arăt acum cu degetul, însă unii dintre voi nu sunteți pregătiți să auziți acel
acele informații sau probabil dacă o să le auziți acum, nu or să fie foarte bune pentru voi, nu știu, posibil chiar să vă încurce, să evoluați. Oricum, nu toată lumea e pregătită să audă acele întâmplări paranormale și poate chiar nici eu nu sunt pregătită să vă le împărtășesc cu voi, pentru că nici măcar eu nu știu ce se întâmplă, apoi să dau informația mai departe. Dacă stăm să ne gândim, e un complet dezechilibru. Vă dau o chestie de care nici măcar nu sunt sigură, nu știu ce se întâmplă, ca voi să vă faceți continuarea practic în cap sau să vă puneți și mai multe întrebări și să n-ajungem la niciun răspuns de comun acord, știți, sau nu știu, mă rog. Știu că vă plac întâmplările paranormale, și mie îmi plăceau până să le trăiesc pe propria piele. Știu, să auzi de la o persoană e altcumva. Îți dă adrenalina aia de care ai nevoie, dar când experimentezi pe pielea ta întâmplările paranormale, crede-mă că nu mai ai nevoie de nimic. Le ai acolo pe toate. Ce feeling nașpa îmi dă să vorbesc despre chestia asta. Da, și cu luna plină mă simt absolut superb. Nu mai zic, era să leșin acum câteva zile. O să iasă un daily vlog. Ce m-am speriat, deci nu o să tai niciun cadru în care mă opresc brusc din vorbit ca să mă uit într-o parte pentru că mă ia cu... Așa. O să iasă un daily vlog în care mi-a fost foarte rău și de când el a fost luna plină am avut senzații de leșin și prietenul meu a vrut să chime și ambulanța. Mă rog, subiectele astea o să le vorbim în daily vlog, acum vorbim despre strict întâmplările paranormale și vreau să vă spun cu părere de rău că nu voi mai filma întâmplări paranormale. Am primit foarte multe, dar foarte multe comentarii legate de întâmplările paranormale. Eu sunt aici să vorbesc despre spiritualitate, despre viața mea reală, despre cum e ok să fii în viață, adică e ok și să plângi, e ok și să fii fericit, e ok să experimentezi, e ok să-ți fie frică, e ok să crești. Sunt aici ca să poți să te inspiri de la mine. Pot să zic că e un canal de YouTube practic de dezvoltare personală și în același timp de lifestyle și nu știu. Nu sunt un cont de întâmplări paranormale, nu fac chestii scary sau dacă îți place acea adrenalină, să știi că pe canalul ăsta nu o să găsești nimic de genul. Poate a fost în trecut, dar acum nu. Și țin să vă zic că nu mai mi s-a întâmplat nicio chestie paranormală, slavă Domnului. Am câteva, cum să le zic, am câteva episoade din astea în care mă lupt cu interiorul meu, dar nu știu dacă e ceva neapărat paranormal. Doamne, sună foarte prost. Vai. Tocmai s-a mișcat ceva în bucătărie. Ok. Adică deja nu-mi place subiectul deloc. Sunt îngrozită, sunt speriată, nu-mi place deloc subiectul ăsta, nu-mi place deloc să experimentez, nu-mi place să vorbesc despre asta, pentru că când vorbesc despre asta, intru în energia aia de joasă vibrație și sunt dispusă să experimentez iară chestia asta. Oh my god, ce scary e, deci nu. Poate mă fac de râs aici în fața voastră, dar chiar e scary, nu. Nu recomand! Cu părere de rău vă spun încă o dată că nu voi filma întâmplări paranormale, nu vă voi povesti dacă se întâmplă ceva asta, dacă simt probabil că e nevoie să împărtășesc cu voi pentru că v-ar ajuta în viață, ați putea să evitați un lucru, atunci da. Dar să vă povestesc doar ca să stăm la povești, nu, pentru că se împarte energiile foarte nașpa și nu e un schimb energetic corect, ca să zic așa, și nici chiar benefic. Oricum știu că majoritatea abonaților mei sunt din videoclipurile paranormale, probabil din shorturile alea, pentru că dacă postez un videoclip cu întâmplări paranormale, am peste 1000 de vizualizări, pe când dacă postez ceva din nișa mea, din ceva din ce fac, spiritualitate, dezvoltare personală sau așa mai departe, nu ajunge la numărul ăla de vizualizări videoclipul, mă înțelegeți? Și așa mi-am dat seama că foarte mulți dintre voi veniți din videoclipurile cu întâmplări paranormale. Dar da, nu vreau să vă dezamăgesc, dacă vă place de mine puteți să rămâneți, dacă nu puteți să plecați, pentru că nu voi mai posta întâmplări paranormale, aici nu mai există nimic de scary, nu mai vreau. Da, probabil vor fi momente psihoze, sună mai rău ca paranormalul. Da, probabil o să am crize de existență. Folosesc capul foarte mult și îmi pun niște întrebări de viață la care n-am răspuns și la care simt că nebunesc și am crezut că mor, deci... Da, e adrenalină, or să fie oricum videoclipul în care o să vă uitați la mine și o să fiți, what the fuck, ce are asta? Pentru că da, țin să împărtășesc cu voi tot ce experimentez, dar întâmplările paranormale le lăsăm mai încolo. Totuși, dacă stau să mă gândesc mai bine, și crizele mele de psihoze existențiale, ca să le zic așa, sunt tot întâmplări paranormale, pentru că experimentez ceva ce de fapt realitate nu e și e de fapt în mintea mea și deja îmi fac o realitate falsă și încep să nebunesc. Abia aștept să aud comentariile cu nu te mai droga. Și cam acesta a fost videoclipul, știu că a fost foarte scurt, dar vreau să fie un reminder definitiv pentru voi că nu voi mai posta întâmplări paranormale și că dacă v-ați abonat la acest canal doar pentru această adrenalină sau pentru că vă plac lucrurile astea, nu o să pot să vi le ofer. Dar dacă îți place de mine și îți place să vezi cum eșuez sau urc în viață, mă poți urmări în continuare, mersi. Sper că v-a plăcut și sper că nu v-am dezamăgit, cel puțin nu pe mulți dintre voi. Vă pup și vă iubesc, aveți o viață magică și frumoasă și fie ca toate dorințele să vi se îndeplinească.